Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Dacă atunci când ieși din casă, orașul și natura se completează perfect, acolo cel mai probabil a muncit echipa Societății Servicii Publice Iași, sunt cei despre care poate nu crezi că ai mare nevoie, dar de asemenea ei sunt cei care contribuie la bunăstarea noastră, de la insectele care ne intră pe geam, la pavelele pe care pășim prin oraș, ei se ocupă de tot. Și astăzi discutăm despre proiectele pe care le au în plan, chiar și acum în vremuri de pandemie. Alături de mine se află domnul inginer Laurențiu Ivan, directorul Serviciei Publice, una dintre cele mai importante societăți din Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Ce faceți în această perioadă? Cum sunteți? Păi, în această perioadă suntem deja în campania de toamnă, cum o numim noi. Începem să plantăm masiv, având în vedere că și temperaturile au mai scăzut și deja am beneficiat de ceva ploi, pentru că, după cum bine știți, în acest an a fost un an extrem de secetos. N-am avut vreo 3 luni ploaie. Și am început cu campania de plantat flori, plante perene, arbuști, arbori. Arbuștii și arborii, un pic mai așteptăm o săptămână, zic, până când va pica bruma, pentru a fi intra în repausul vegetativ. Vă urmăresc pagina de Facebook, care s-a îmbunătățit foarte mult și ne țineți la curent acolo. Mulțumim. Cu toate lucrurile pe care le efectuați. Se schimbă foarte tare imaginea orașului în ultima vreme. Asta este și ideea. Încercăm să venim tot timpul cu lucruri noi, pentru a nu pica în păcatul ăsta al rutinei, să facem aceleași lucruri tot timpul. Nu trebuie făcut nou de dragul noului, dar atât timp cât venim cu o îmbunătățire, atât din punct de vedere al calității, cât și al aspectului estetic al orașului, înseamnă că ne realizăm scopul. Și impresionant este modul în care ați realizat esplanada din apropierea Curții de Apel Iași. E ceva nou. Da, este una din... Nu este chiar foarte nou, pentru că am mai avut o tentativă de acest fel. Dacă o să vedeți la fundație cum se coboară spre Râpa Galbenă, și acolo există un parc, o zonă în care am încercat jocul ăsta tridimensional. Adică vrem să ieșim din bidimensional, să încercăm și suprafețele de teren. Am mai făcut în Poduroș valonamentele respective și mai avem zone. Dar acolo este într-adevăr un joc în care alternează pământul cu gazonul pe înălțime, forme neregulate, împletite cu alei unde oamenii se pot odihni. Am încercat să creăm o zonă de, eu știu, relaxare, altfel decât au fost obișnuiți cetățenii noștri până acum. Și iarăși un lucru de apreciat este faptul că ați extins lucrările și spre cartiere, nu se petrec lucrurile doar în centru. Și e un lucru pe care cred că îl apreciază și avem cei zone care lucrează în respectivele chiar importante făcute în acest an în cartiere. Dacă o să vedeți zona din Poduroș, Primăverii, Țuțora și chiar spre Codnari vom merge. Am și realizat și acolo o porțiune care... Noi vrem să tratăm totul unitar, știți? Adică întreaga zonă să fie amenajată, să nu existe insule amenajate și porțiune amenajate, pentru că nu este în regulă. Și acum, având în vedere că a fost și o suprafață foarte mare, chiar și în aceste zile lucrăm la terminarea amenajărilor în zonele respective. V-am dat un exemplu ca o lucrare de amploare. Vorbim aici de suprafețe foarte mari de teren, chiar dacă sunt fragmentate, dar împreună rezultă o suprafață foarte mare de teren, care, bineînțeles, amenajarea în viziunea noastră, cum trebuie făcută, mă refer, iarăși mă repet, cu apă, cu terenul, cu pământ negru, cu evacuarea resturilor de betoane, presupune un foarte mult, un volum mare de muncă, dar în schimb și rezultatele sunt foarte bune, spunem, și oamenii. Cea mai mare satisfacție noastră este când ies locatarii din bloc și laudă munca colegilor mei, pentru că, într-adevăr, se schimbă calitatea vieții în oraș. Parcurile sunt modernizate, dar cu ce aparatură lucrați?
Ce ați mai achiziționat nou? Pentru că mă gândesc că trebuie să țineți pasul și din acest punct al tehnologiei. Noi suntem în măsura în care și anul acesta an am reușit să facem totuși investițiile pe care ni le-am propus sau suntem chiar în curs de execuție acestor investiții. În acest an extindem sera cu încă o suprafață foarte importantă, două travei, aproximativ 1400 de metri pătrați, întrucât necesarul de flori crește pe măsură ce noi folosim. Noi, la ora actuală, producem flori pe care nu le-am produs în 10 ani, într-un an. Dar nu sunt suficiente, producem din ce în ce mai mult și de aceea este necesară extinderea serei pe care o vom realiza în acest an. Am luat utilaje pentru pepinieră, pentru că pepiniera este proiectul nostru care se derulează acum cel mai important, pentru că vrem să o aducem la un standard de calitate, cum am adus și sera, numai că acolo timpii sunt mult mai mari de realizare acestui deziderat. Într-o pepinieră, un copac nu are ciclu de viață într-un an de zile. Un copac crește în câțiva ani buni, eu știu, 4, 5, 6 ani, care să poți crea un produs care, să, odată plantat în oraș, să reprezinte un element de frumusețe și, din punct de vedere al calității, să fie ireproșabil, știți? Ce copaci se regăsesc în pepinieră? Avem specii de foioase și rășinoase. Noi, chiar în această toamnă, cu copaci din pepinieră, avem planul de plantări, în această toamnă mă refer, aproximativ 4500 de rășinoase și vreo 5500 sau 5700 de specii de foioase. Fagi, carpăn, frasin, deci mă refer și avem și foioase cu frunze decorative, arțar roșu, eu știu, prunus și de asemenea rășinoasele încercăm să îmbinăm tipul de, nu numai tuia, avem tot felul de ienuperi, cameci paris, care au soiuri diferite care sunt diversificate prin cromatică, știți? Și venim cu o imagine nouă, știți? Nu vrem să intrăm iarăși. Trebuie pus atât, de exemplu, lumea, când faci o amenajare. Tuia, aveți tuia? Da, da, da. Încercăm să le spunem că nu tuia este elementul. Putem să punem tuia. Sunt mai multe specii. Există specii care se pretează pentru amenajare, specii care se pretează pentru altă amenajare. Dar există și alte tipuri de rășinoase. Noi și în anul acesta vom achiziționa puieți de rășinoase, tot din străinătate, pe care îi vom folosi pentru sărbătorile de iarnă, pentru urmarea în cadrul sărbătorilor de iarnă, după care vom transplanta în pepiniera noastră pentru a crește. Pentru a nu folosi în ceilalți ani din nou să facem achiziții și de asemenea pentru a folosi pentru amenajările noastre din oraș. În aproximativ o lună cred că vor începe și discuțiile despre sărbătorile de iarnă. Cu certitudine. Și sunt mulți oameni care se întreabă când vom putea vinde proprii brazi. Păi noi vindem proprii brazi. Noi avem deja în pepiniera noastră brazii noștri pe care i-am crescut, creștem în continuare, sunt în diferite stadii de dezvoltare, deci există și acum. Noi am avut o cantitate foarte mare de brazi pe care i-am folosit, de exemplu, în campaniile de plantări rășinoase de anul trecut. Am plantat atunci 700 de brazi care toți proveneau din pepiniera proprie. Și la ora actuală avem braz, v-am spus, vom mai achiziționa puiet, deci în stadii mici, pentru că aceia sunt și viabili. Și, de asemenea, în anii următori putem planta numai din pepiniera noastră. Iar o întrebare care cred că vă este adresată des, de ce trebuie aduși din străinătate? De ce nu îi putem cumpăra din țară? Pentru că brazii pe care îi aducem noi din străinătate provin din pepiniere care sunt specializate în creșterea de rășinoase, sunt de o anumită calitate, sunt soiuri selectate, au o anumită formă, pentru că un brad nu este o plantă care, odată pusă în pământ,
așteptăm să crească, să-l luăm din pământ și totul e frumos și... Nu, el asupra lui se intervine cu anumite genuri de lucrări specifice, ei mergând în pepiniere am observat și noi că sunt lucrări pentru a determina această formă, formarea coroanei lor. Da, da, da. Nu se obține în mod natural neapărat. Ea este și intervenția omului, sunt selectați pe categorii. Și este un material foarte bun de plantat. Nu putem să luăm, să mergem prin păduri, să mai luăm, eu știu, găsim într-un loc umbrat. Nu-i găsești în primul rând. Noi, acum ani de zile, vorbesc aproape 20 de ani, când luam brazii, mergeam masiv cu macaraua, cu trailer, găseam un brad la drum forestier care avea o anumită formă, îi tăiam, îi încărcam, bineînțeles, era, până ajungea din Bacău la Iași, jumătate era stricat pentru că nici nu era sistemul de ambalare. Una este să iei un brad pentru lemn și alta este să iei un brad pentru pomul de Crăciun. Da, da, da. Și era o întreagă problemă. Am avut probleme mari, macara răsturnată în munte și tot felul de acest gen de probleme. Acum acești brazi sunt efectiv puși de oameni, sunt în pepinierile lor, de acolo îi luăm, îi alegem. Vrem calitate, avem calitate. Și vă spun că prețurile cu, sunt cumva comparabile, nu sunt prețuri mai mari. Mai mari. Nu. Cam cât îi ia unui braț să crească, să ajungă la o înălțime de 1,70 m, să spunem? Din ce îmi spuneau cei de acolo, care cu asta se ocupau de la stadiul de sămânță până la 1,5 m, aproximativ 10 ani. Adică este un ritm de creștere foarte lent. Da, da, da. Și noi nu ne dăm seama că... Și de aceea preferăm să folosim brazii la ghiveci și cei de la ghiveci să-i transplantăm în pepinieră. Pentru că dacă am sta noi să creștem din stadiu foarte tânăr, ar fi un timp fantastic de îndelungat. Nu aș vrea să epuizăm prea mult acest subiect al sărbătorilor, pentru că ne mai întâlnim cu siguranță până atunci și păstrăm discuția pentru acel moment. Spuneți-mi trei lucruri care ar trebui să se schimbe în Iași cât de curând, din punct de vedere al spațiilor verzi. Eu vă spun ceea ce consider eu și mi-asum, este o părere personală, ar trebui intrat între blocuri toate acele suprafețe îngrădite, cu vegetație învechită, cu multă mizerie, ar trebui să fie deschise, descongestionate, eventual să nu mai existe fiecare să-și îngrădească câte o bucățică de teren în care să apară foarte urât. Nu există nimic, nicio gândire unitară. Astfel, unde am reușit să facem lucrurile astea, vă spun, s-au deschis spațiile, s-a schimbat imaginea zonei, a cartierului, a blocului. Este mult mai aerisit. Oamenii au unde să stea, pe o bancă, o alee, o iarbă frumoasă, un gazon pe care se pot juca copiii. Este altceva decât, cum am fost obișnuiți, garduri, plase, fier beton băgate printre vegetație. Da, 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 da. Se adună și foarte multe insecte acolo și iarăși oamenii sunt nemulțumiți de acest lucru. Mizerie, pentru că, vă dați seama, am intrat într-o zonă împăcurare, la Bulevardul Mare, dincolo de Mimoza. Continuăm proiectele noastre. Vă spun, era o zonă cu gard viu, îmbătrânit, lemnificat. Când am fost ieri să văd cum se prezintă zona, cu gunoi menajer aruncat în spatele acelor. Adică este și o zonă atât de insalubră, atât de ineficientă, nici din punct de vedere estetic nu putem să spunem că are vreun rol, pentru că nu are niciun rol. Este o vegetație crescută haotic, bătrânită, în spatele acelei vegetații mizerie, terenuri, betoane, gunoi și vă dați seama, este un spațiu care el figurează ca spațiu verde, de fapt nu există acest spațiu verde. Este o zonă care aduce... Doar disconfort vizual. Disconfort, exact. De ce nu se poate interveni?
Cât intervenim. Mai repede? În zonele acestea intervenim, cele pe care le-am identificat. Spun că, din păcate, între blocuri, în zonele aglomerate, există foarte multă reticență și din partea unor locatari, pentru care, care se duc, nu știu, și consideră că terenul de obicei și îl însușesc, mai ales și locatarii de la parter. Da, este un spațiu public pe care, dacă nu înțelegem că spațiul acesta public trebuie să fie public și să există această deschidere, să aibă un anumit aspect. Pentru că un loc neîngrijit, când vezi un loc neîngrijit, tendința este ca omul ăla, dacă vede un gunoi, să arunce și el un gunoi acolo, știți? Nu există, în momentul în care totul arată bine, locul este îngrijit, vegetația, sunt flori, sunt arbuști, sunt copaci care au un anumit aspect. Pentru că și aici trebuie să înțelegem, există zone între blocuri unde s-au plantat sau au răsărit tot felul de arbori, unul în altul, lăstari, sunt zone care trebuie defrișate la acest moment, pentru că ele, propriu-zis, n-au niciun rost decât este un hățiș între blocuri. Da. Volumul de muncă îmi dau seama că este foarte mare, plus că aveți și proiectele pe care trebuie să le continuați, cele de modernizare ale parcurilor. Sunt angajați suficienți? Noi, cu angajații pe care îi avem la acest moment, ne descurcăm. Bineînțeles, dacă vor exploda numărul de proiecte, automat trebuie să ne dimensionăm și noi personalul după lucrările pe care le vom executa. Dar la această oră ei sunt bine structurați, sunt 8 centre de spații, vezi de unde am plecat, la 4 centre, pentru a fi mult mai flexibil și a gestiona mult mai bine zonele respective și ne descurcăm. Dacă volumul de lucrări va crește foarte mult, automat vor trebui angajați oameni. Noi, la ora actuală, angajăm oameni în continuare. Noi nu ducem o politică, angajăm oameni, pentru că și forța de muncă este cumva greu de găsit în această perioadă. N-am refuzat la angajare, mai ales oameni calificați, oameni care au experiență în domeniu. I-am angajat, dar am angajat tot la fel de bine și necalificați, pentru că deci este, nu o să neg, este un rulaj de personal. Mai sunt care vor să plece în sănătate și găsesc alte joburi, dar nucleul dur, hai să spun, există. Acesta este un aspect pe care doriți să-l modificați. Un alt punct? Un alt punct ar fi diversificarea proiectelor noastre, adică vrem să împrumutăm, nu neapărat să gândim noi lucruri noi, pentru că nu este necesar să reinventăm roata, dar să asimilăm lucrurile bune care se fac în alte părți, în străinătate sau chiar în țară, dacă există. Să gândim proiecte îndrăznețe, captăm încrederea cetățenilor că noi ceea ce facem, facem pentru acest oraș și pentru ei implicit. Adică vrem să venim cu proiecte noi, vrem să venim cu lucruri care să iasă prin plan și să fie vizibile, să fie dat Iașul ca un exemplu de bună practică, știți? Și citind comentariile de pe pagina de Facebook, îmi dau seama că oamenii încep să aibă o impresie foarte bună despre acest domeniu, despre această societate. Ne bucură acest lucru și vă spun că este principala noastră satisfacție acest lucru. Dar, ca orice lucru, trebuie continuat și tot timpul trebuie venit cu ceva nou, pentru că altfel riscăm să ne mulțumim cu ce avem și deja este un pericol. Știm că Iașul se află de multă vreme în topul celor mai poluate orașe din țară. Cum se poate schimba acest lucru? Sunt mulți factori care converg spre creșterea gradului de poluare al orașului. În ceea ce ne privește pe noi, noi am încercat tot timpul, ceea ce vă spuneam și în alte dăți, vrem să creștem calitatea spațiului verde din oraș. Pentru că sunt foarte multe suprafețe care figurează cu titlul de spații verzi, dar ele nu sunt spații verzi. Dimpotrivă, sunt factori de poluare. Și o să spuneți cum
spațiu verde poate să fie un factor de poluare. Și vă explic. Este un teren pe care intră mașinile, nu este delimitat, este pământ. În momentul în care mașinile plouă, acel pământ este antrenat pe roțile autoturismului și automat este cărat pe carosabil. Crește concentrația de particule fine de pe 10, pe 2,5 sau celelalte tipuri de particule în suspensie. Și el figurează spațiul verde. În momentul în care noi facem spațiul ăla să fie cu adevărat verde, delimităm, interzicem accesul mașinilor pe acel spațiu verde, vă dați seama că el lucrează tocmai pentru filtrare, pentru emisii de oxigen și pentru confortul cetățeanului. Cât de mult vă îngreunează derularea proiectelor și faptul că se construiește foarte mult în oraș? Pe noi, propriu-zis, nu ne îngreunează. Noi avem o problemă de altă natură, cumva. Există multe zone, cum vă dau un exemplu, la Bărboi. Sau, eu știu, am avut proiecte în cartierul Frumoasa. Sunt multe terenuri retrocedate către diferiți proprietari. Ei, când un teren care este retrocedat și nu este întreținut ca un spațiu verde, este în stand-by, se așteaptă să se construiască sau să facă altceva pe el. Noi avem un teren în imediata vecinătate a lui, avem o problemă acolo, atât din punct de vedere estetic, nu? Da, da. Că toată lumea ne întreabă de ce până aici ați făcut și de aici încolo nu faceți. Am și pus niște plăcuțe în care am arătat că nu este municipiul Iași proprietarul acelor terenuri și nu putem să intervenim asupra lor. Acesta dar este... dacă vi s-ar solicita sprijinul, ați putea interveni? Deci noi pe multe dintre ele intervenim măcar cosim sau facem alt gen de lucrări ca să chit că este cumva la limită această acțiune, dar vă dați seama, vegetația care crește, buruienele care cresc pe terenul ăla și cresc la anumite înălțimi, ele ajung la maturitate, fac semințe, sunt antrenate de vânt pe terenurile noastre și noi, de fapt, muncim pentru că le contaminează. Deci ăsta este al doilea aspect. Nu numai din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al tehnic, să spun așa, pentru că plantele noastre, terenurile noastre pe care le îngrijim, sunt contaminate și automat noi trebuie să intervenim cu diferite substanții, erbicide, îngrășăminte, tot, care iarăși cresc costurile noastre de producție. Al treilea aspect este legat de, eu știu, deteriorarea, hai să spun, unor suprafețe amenajate de noi. Tocmai pentru că sunt cetățeni care intră cu mașinile pe spații verzi, care fac alte activități și... Cum pot fi educați cetățenii să nu mai strice ceea ce se lucrează? Să știți că percepția generală se schimbă încetul cu încetul, cum ați spus și dumneavoastră. Noi încercăm să popularizăm și munca noastră și munca noastră să vorbească prin realizările noastre, vorbesc proiectele care sunt finalizate. Oamenii iau atitudine, încep să ia încet atitudine. Chit că suntem totuși la început. Adică se spună, nu strica, pentru că este al nostru, deci și mobilier urban, și zona, și un aspersor, vă dați seama, un aspersor stricat duce la stricarea zonei verzi, care este deservită de acel aspersor. Și avem, din păcate, multe probleme de acest gen. Se duc, sunt și copii care se joacă la apă, dau drumul, primim multe sesizări. Vedeți că s-au stricat aspersoarele în zona X sau Y. Nu s-au stricat. Este dat drumul la apă manual, aspersorul curge, este întors și automat stropește trotuarul în loc să stropească spațiul verde. Dacă începem încet, încet să păstrăm, nu trebuie făcut absolut nimic. Să păstrăm ceea ce se face. Am fi mult înainte. Putem cu acei bani să facem altceva și altceva și altceva și alte spații.
În urmă cu ceva timp ne spunea și domnul primar într-o emisiune faptul că se va schimba imaginea orașului și din punct de vedere al pavajelor stradale. Vedem că a început acest lucru să se întâmple. Care este aportul societății în acest demers? Deci există multe scoaruri, chiar parcuri, unde colegii mei din partea de construcție au efectuat acele alei. Uitați-vă în Parcul Ghica Vodă, în Copou, care spunem că este o realizare importantă în acest an a noastră, pentru că au fost suprafețe foarte mari, repuse circulații, adică integrate ca un parc. Pentru că înainte erau zone de pădure, pădurii mă refer cu sau mai puțină vegetație, nu era deloc vegetație sub arbori, nu erau puse în valoare, nu existau alei modernizate, mobilier urban și, vedeți, toate acele alei, de exemplu, au fost făcute de colegii noștri și nu numai. Acum, de exemplu, la ultimul proiect, cel de la, din fața sinagogii Merarilor, din lângă Curtea de Apel, s-a montat, este un pavaj, eu știu, pe care îl are numai primăria municipiului Iași și vrea să-l folosească în toate zonele publice și cei de la Simetric au montat acel pavaj, eu știu, personalizat. Foarte frumos. Da. Și vă mărturiseam că am avut o surpriză în ce privește parcul din Copou, în care regăsim tăiul lui Eminescu. Arată foarte, foarte bine. Îl ține aminte dezolant. Da, am reușit să, și acolo, din păcate, în parcul Copou mai trebuie să lucrăm și mai avem câteva proiecte interesante, dar vreau să le păstrăm până vor fi gata. El a fost, au fost refăcute suprafețele cu gazon și cu flori, pentru că au suferit foarte mult în vara aceasta. Am reușit să acoperim într-adevăr toată suprafața cu sisteme de irigații, lucru care este cel mai important lucru în momentul când vorbim de o secetă. Și vrem să-l aducem cumva la stadiul parcului expoziției. Parcul expoziției deja arată un pic mai bine decât parcul Copou, dar parcul Copou cu certitudine îl va ajunge din urmă. Ce tipuri de amenajări și plante sunt specifice acestui sezon? Acum se plantează tot ce avem de plantat. Deci este cea mai propice perioadă de a planta flori, bine, care se pretează, bianualele vorbesc. Plantăm bulbi de lalea, plantăm, punem gazon, facem suprafețe gazonate, plantăm arbori, arbuști, tot ce este plantat înainte iernii, pentru o iarnă normală, încă o dată spun, adică să avem și aport de zăpadă, pentru că în iarna trecută, din păcate, am avut o singură zi cu zăpadă, după cum poate bine știți, și a trebuit să udăm iarna. Am lucrat iarna, am lucrat în februarie, am făcut amenajări în februarie, chiar la sfârșitul lui ianuarie, dar în schimb am udat și nu este un lucru normal, pentru că măcar iarna ar trebui plantele să aibă apă în sol. Toaletarea arborilor, arbuștilor continuă și continuăm. Este o activitate foarte amplă. Noi cu toate echipele am reușit să mai cumpărăm, apropo de încă un utilaj, o platformă de ridicare la înălțime. Toate echipele lucrează zilnic pentru că sunt extraordinar de multe solicitări. Lucrăm în special la toaletarea arborilor, dar la fel de bine trebuie începută campania de înlocuire a arborilor, pentru că există foarte mulți arbori uscați, foarte mulți arbori bolnavi și care și ei reprezintă un pericol efectiv pentru oameni și bunuri. Și arbori care sunt crăpați, dezrădăcinați și aceștia vor trebui să fie înlocuiți. Ce preferă ieșenii ca influență în privința parcurilor, amenajării parcurilor? Un stil mai romantic, mai modern, minimalist? Să știți că părerile sunt împărțite. Noi vrem să surprindem cu diferite tipuri de abordări. Pentru că, știți, în momentul în care nu ești confruntat sau nu ai văzut
un anumit gen de amenajare, nu poți să-ți dai cu părerea. Trebuie întâi să vezi, după aceea să-ți pui părerea și ne bucurăm că marea majoritate sau majoritatea covârșitoare, să spun, a celor care au intrat în parcurile amenajate și în locurile amenajate, le-au plăcut amenajările. Au mai existat și voci, mai puține cei drept, care ne-au criticat munca sau au spus că nu le place genul acela de amenajare. Dar încercăm să venim cu amenajări pe toate gusturile. Am și un mesaj pe care l-am notat din partea unei persoane care probabil ne și urmărește. Care sunt plantele? Altul este mesajul. Am observat că predomină plantele cromatice din spectrul alb, albastru, violet, roz, cu accente galben și roșu. Și întreabă cum sunt gândite aceste nuanțe. Există un plan pe care îl aveți? Și o să observați și telespectatoarea noastră, dacă este atentă, de exemplu, primăvara, când ies la lelele, când răsar, fiecare coleg din zonele, din centrele de care vă spuneam, face niște propuneri pentru amenajări, pentru o anumită cromatică, o anumită înălțime a plantelor, a acestor lalele, o anumită morfologie. Ați văzut că există lalele care seamănă cu bujori sau altele care seamănă cu trandafiri sau există lalele cu două șiruri de tije sau... Există o varietate foarte mare de plante și au observat și în funcție de cum se adaptează plantele respective terenului respectiv. Pentru că dacă văd că eu pun dahlia, să spun, și în acea zonă nu iese niciun an dahlia, sau nu o să mai încerc să pun tot dahlia, încerc să găsesc altă variantă. Din punctul de vedere al cromaticii, poate și noi suferim sau intrăm... Este o unitate, este o întreprindere. Există niște zone care se pregătesc mai repede. Fiecare coleg își comandă dinainte ce aranjamente vrea să facă, ce plante vrea să obțină și să... Nici furnizorii noștri de baby plant, pentru că noi nu putem să știm în momentul în care un furnizor ne aduce bulbul de la lea. Da. Că acel bulb este ceea ce am comandat noi sau ceea ce nu am comandat noi. Anul trecut, vă spun, am notificat firma care ne-a furnizat bulbii cu privire la faptul că nu au fost calitatea cerută de noi și am venit în sprijinul afirmației noastre cu imagini, cu... Și au însușit de acest lucru, au venit și conform contractului au plătit penalizări și consistente, vreau să spun, și nu putem să mai acceptăm un furnizor care nu livrează ceea ce vrem noi. Pentru că, în ce constă calitatea unei plante? Uitați că vă explic. Deci, lalelele toate trebuiau să fie la o anumită înălțime, trebuiau să aibă, să înflorească în același timp, trebuiau să fie de aceeași formă, culoare, ori în momentul în care una era mai înaltă, una era mai joasă, pentru că noi gândim... Toate lucrurile astea sunt gândite în detaliu. Avem jos plante, acum, am scos plantele anuale, care unele pot fi foarte frumoase și la ora actuală. Trebuie băgați bulbii de la lele în pământ. Deasupra lor venim cu plantele bianuale. Plantele bianuale îmbracă terenul în toamna aceasta, în primăvara viitoare, până ies lalele. Ele au și ele o cromatică. Lalele au și ele o cromatică. Ele nu sunt scoase în momentul în care laleaua răsare și automat creează o diversitate coloristică. Care, și aia trebuie să se îmbine. Nu pot să pun plante care nu sunt complementare, culori care nu sunt complementare. Sau, totul este gândit de colegii mei. Avem în vedere diversificarea și paletei cromatice. Ați văzut, am avut lalele de la albastru închis sau negre sau tot felul de culori. Dar în ceea ce privește plantele anuale, pentru că am venit cu culori care nu au mai fost folosite în alți ani. Pentru că și noi am solicitat furnizorilor anumite tipuri de plante.
nu știm cum se comportă plantele noi și din acest motiv nu luăm foarte cantități foarte mari în primul an în care le experimentăm, vedem cum iese din seră și putem să le folosim. În anul următor, pe baza observațiilor din anul precedent, colegii mei fac comenzile pentru materialul săditor în maniera asta. Vă preocupați clar de partea estetică, dar contează foarte mult și eficiența, dacă pot spune așa. Care sunt plantele cu o creștere rapidă, spectaculoasă, care ajung la un maxim de potențial într-un timp scurt? Plantele anuale. Ele sunt spectaculoase, cresc foarte mult. Noi am optat în ultimii ani și pe plante de dimensiuni mai mari. Ați observat Big, Begonia Big, Sampatiens, care este mai mare decât Impatiensul vechi, adică care îmbracă foarte bine și suprafețele, au un aspect bogat, culori puternice, pot fi chiar și corectate, tunse și ele dau din nou. Deci plantele anuale, clar, sunt, având în vedere că și stau înflorite cea mai mare perioadă a anului, am pus un accent foarte mare pe ele. Plantele bianuale sunt plante mai modeste din punctul de vedere al formei, dar tot datorită cromaticii pot să dea o notă veselă. Uh-huh. Pentru că ce se întâmplă? Când plantăm bianuale, le plantăm toamna, când deja toate lucrurile devin cenușii. Am auzit, știți că în sens peiorativ spus, panseluțele. Panseluțele sunt plantele bianuale care se pretează cel mai mult prin diversitatea cromatică, prin formă. Ați văzut că panseluțele, acum cele produse de noi, chiar sunt de dimensiuni foarte mari. Și pot îmbrăca, adică decât un teren lăsat pământ, nu? Vin cu o plantă bianuală, sub ea este bulbul de lalea, ea îmbracă terenul, o să-l îmbrace atât toamna asta cât și primăvara viitoare. Mm-hmm. Nu intervenim acolo. Verzele, ați văzut, verzele cu care am încercat să venim ca o noutate. Iarăși, sunt plante, nu sunt atât de spectaculoase, poate, nici ca mărime, nici ca formă, dar, în schimb, au rolul lor în dinamica asta anuală a plantării florilor. Citam un articol conform căruia plantele de umbră sunt iarăși deosebite și reprezintă o reducere a poluării, dar n-am regăsit exemple. Sunt plante, să vă spun eu, vinca, sau există o sumedenie de plante care se pretează la umbră, mai ales în parcurile foarte umbroase. Uh-huh. N-ați văzut că chiar și în parcul Copo sau în parcul Expo am pus sub acei arbori aranjamente, grupaje de flori, plantele perene care nu mai intervii asupra lor mod normal deloc, pentru că ele ies de la an la an. Dar răsar de la an la an, adică răsar, ele au forma, își mențin, frunzesc, înfloresc, fără să mai intervii neapărat asupra lor. Dar ele pot face parte dintr-un aranjament floral, dacă nu vii cu o notă ocupată de culoare, cum spunem noi. Și o diversitate atât ca formă cât și ca și culoare, degeaba, nu ți-a atins scopul. Risc să devină totul ter. Sau, eu știu, împrăștiat, niște plante împrăștiate pe o anumită suprafață de teren care nu spun nimic. Aș vrea să ajungem și la partea de mobilier urban, la alegerea acestui mobilier, a băncilor din oraș. De ce se ține cont? De durabilitate, de cost, bineînțeles, de aspect? Toate elementele se au în vedere, și costul, și durabilitatea, calitatea, pentru că noi lucrăm, tot mobilierul urban produs de noi este un mobilier urban de calitate. Îl folosim pentru băncile obișnuite, cu care sunteți obișnuiți, cele comune. Sunt bănci Valentina, cu picioare de fontă, lemnul este uscat, ținut, uscat într-o perioadă de timp suficient de îndelungată, prelucrat în atelierele noastre și vopsit și pregătit pentru intemperii. Noi în acest an, și nu numai, și în anii precedenți, am venit și cu mobilier urban tot așa personalizat, în sensul în care am găsit zone în oraș, în scoarurile, aleile pe care le-am făcut,
zone care se pretau la un gen aplicat singular pentru zona respectivă. Și așa am făcut bănci curbe, convexe, am încercat să venim cu dispunere radială a acelor lațuri, cum spunem, ștacheți, nu pe lungime, să schimbăm forma. Deci lucrăm cu materiale de calitate și automat nu venim, să spunem, pentru că, de exemplu, dacă o să exista mobilier urban cu tot din picioare din fontă sau aliaj care erau subțiri, se spărgeau, le spărgeau, ștacheți strâmbi, îndoiți, pentru că nu era lemn uscat. Am încercat să... am evitat deja la coșurile de gunoi, nu mai punem holșuruburi, le fixăm tot cu șuruburi, cu cap torbant, nichelat, ca, pentru a da un aspect frumos și funcționalitate. Pentru că, din păcate, trebuie să urmărim tot timpul și cât de rezistent este mobilierul la urban. Pentru că dacă ne trezim într-o dimineață că toate coșurile de gunoi au fost smulse și îndoite, acum ne gândim la niște coșuri de gunoi foarte robuste pentru care să fie foarte greu de stricat, știți. Gradul de confort al băncilor este satisfăcător conform părerilor cetățenilor? Din punctul meu de vedere este satisfăcător. De exemplu, o bancă de lemn este oricum mult mai confortabilă decât o bancă de beton. Putem să încercăm și vom încerca și în acest an alte soluții, dar vă spun de ce aș alege o bancă de beton, pentru că este mai dură, rezistentă, dar din punct de vedere al confortului, când te așezi pe o bancă de beton, nu este un confort ca atunci când te așezi pe o bancă de lemn. Zic că este mobilier urban confortabil. Cred că acest aspect este primul aspect urmărit, confortul. Iar celelalte, și din punct de vedere estetic, ori prin cromatica băncii încercăm, am mai schimbat cromatica, am personalizat-o legat de locul, ca să, eu știu, să fie în ton cu pavajul sau... Am încercat forme diferite de mobilier urban, mă refer coșuri de gunoi, paralelepipedice, cu scrumieră, fără scrumieră, dar optăm tot pentru... Am pus, bineînțeles, și coșuri de gunoi de plastic pentru stâlpi, care sunt, dar din păcate se strică foarte ușor. Și ele nu se strică de la sine, cetățenii care nu sunt deloc preocupați de acest aspect. Care este costul unei singure bănci? Mă gândesc, poate tragem un semnal de alarmă. Costul unei bănci este de aproximativ 800 de lei, 850 de lei. Este un cost, gândiți-vă, numai picioarele de fontă, un picior este aproximativ 200 și ceva de lei. Deci sunt costuri mari, plus câtă muncă este înmagazinată. Iar în momentul în care o ai, să te chinui să o strici, nu știi ce să crezi. Da, poate nu să este gândesc de orice care... Nu este o defecțiune cauzată de folosință, cauzată de uzură, să spun. Este o defecțiune cauzată de vandalizare băncii respective. Mai întreba o persoană pe pagina de Facebook, de ce în unele cartiere se regăsesc mai multe bănci decât în altele? Nu, e vorba și de solicitări? Este vorba și de solicitări, este vorba de fapt... Cu băncile în acest an am avut o mare problemă, vă spun. Existau foarte multe asociații de locatari care solicitau bănci în anumite zone. Imediat, a doua zi, au venit locatari care solicitau de urgență ridicarea băncilor din acea zonă. Am avut un dute vino cu băncile fantastic. Noi bănci am avut suficient de multe, avem și la această oră. Unde există solicitări, trebuie făcute solicitări, pentru că am răspuns la fiecare gen de solicitare. Unde pot trimite cei care sunt interesați aceste solicitări? Pe adresa noastră de e-mail office@sp-iași.ro, spiași.ro, legat. Ideea este sau la Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Iași, la birou de spații verzi. Ideea este că în momentul în care se face o solicitare, dacă este vorba de o amplasare a unei bănci la o scară de bloc sau în altă parte, trebuie să ne asigurăm că și ceilalți vecini sunt în asentimentul nostru și își doresc piesa de mobilier urban acolo. Pentru că am avut
nenumărate. Am avut oameni care au venit în audiență solicitând să se ridice băncile dintr-o anumită zonă și este foarte greu. Cum îi puteți mulțumi pe toți să găsiți un echilibru? Încercăm să găsim, dialogăm cu ambele părți și căutăm o cale de mijloc, unde și cei care își doresc o bancă să o aibă cumva în vecinătate, fără a crea un disconfort celui care o are amplasată sub geam, pentru că sunt foarte. Sunt două categorii mari de probleme legate de punctul ăsta, din acest punct de vedere, cu băncile și cu copacii. Pentru că sunt foarte mulți oameni care își doresc toaletarea unor arbori din vecinătatea blocului, în momentul în care echipele noastre ajung acolo, există alți oameni care sunt foarte vehemenți și solicită oprirea lucrurilor pentru a nu toaleta un arbore. Și atunci noi suntem între ciocan și nicovală, nu vrem să-i supărăm nici pe unii, nici pe alții, dar este foarte greu. Și de fapt, colegii mei sunt priviți ca factorii care produc iritare, dar ei sunt niște oameni care își fac niște atribuțiuni de servici și vor să rezolve niște probleme. Ajungem și la o atribuție pe care o are societatea pe care o conduceți și oamenii nu au cum să vă placă și nu cred că o să vă placă vreodată pentru acest lucru. Ridicările de mașini, parcate neregulamentar, sigur. Da, ridicările de mașini, activitatea de ridicări de mașini a fost sistată o mare perioadă de timp. De ce? A fost sistată pentru că exista un număr foarte mare de solicitări din punctul de vedere al șantierilor. Pentru că, fiind atât de multe mașini, au trebuit să fie relocate mașini pentru curățenia stradală, pentru că nu puteau să execute lucrări de măturat la bordură, pentru lucrări de asfaltare, pentru lucrări de intervenții pe diferite rețele de apă, termoficare și așa mai departe. Astfel încât toate echipele noastre nu au stat, ele au lucrat zilnic, dar au lucrat pentru acest gen de lucrări. Din ce am avut chiar astăzi o discuție cu domnul director de la Poliția Locală, domnul Zanfirescu, care mi-a spus că va fi reluată activitatea de ridicare a mașinilor, parcate în special pe trotuare, deci în zonele în care împiedică vizibilitatea, treceri de pietoni, intersecții, pentru că observăm cu toții există o indisciplină acută din punctul ăsta de vedere. Și când noi, ca și participanți la trafic, ne lovim în fiecare zi. Când va fi reluată această activitate? De luni? Cred că de luni va fi reluată. Mare atenție pentru șoferii din municipiul Iași. Unde ajung aceste mașini odată ce sunt ridicate? Ajung în parcul din cadrul bazei noastre de producție. Este un parc izolat, închis, păzit, de unde pot fi ridicate în urma achitării, contravalorii, prestării, ridicării și care depozitării. Este taxa? 450 de lei sau 60 de lei, nu mai știu exact, pentru că n-am mai ridicat de foarte mult. Au fost și persoane care au încercat să deterioreze acel sistem de blocare a roții? Deci aceasta este vorba de ridicare. La blocări roți au existat și acolo persoane care au distrus sistemul, dar asupra acestora a fost făcută plângere penală, pentru că este vorba de distrugere și după aia au achitat atât contravalarea dispozitivului, cât și o amendă suficient de pipărată. Dacă sunt blocate roțile, iar persoana respectivă nu ajunge într-un timp optim, în mod teoretic, ce se întâmplă? La sfârșitul programului se ridică acele mașini blocate și se duc în parc. Mai am întrebări din partea celor care ne și urmăresc. Eu mi le-am notat încă dinaintea emisiunii. Întreabă o persoană dacă aveți în plan să revigorați spațiul din dreapta pasajului Băncilă în viitorul apropiat. Există ambrozie în acea zonă și crede că nu ar mai apărea dacă ați planta gazon. Da, din păcate acolo, în zona pasajului Octav Băncilă, ceea ce vă spuneam și mai înainte, există foarte multe spații care nu sunt proprietatea municipiului Iași, sunt pe domeniu privat și nu putem interveni decât cu riscul de a tulbura posesia unui proprietar și atunci am pățit lucruri de genul acesta, am intervenit pe terenuri care nu erau proprietatea municipiului și am avut și proiecte întregi care nu au mai putut fi finalizate din acest motiv. Am mai observat un aspect. Oamenii sunt nemulțumiți de cum arată terasa stării civile.
Așa. Terasa? Da. Adică de modul în care este amenajată. Ce s-a întâmplat? De ce nu este? Nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, terasa a fost amenajată foarte frumos. Acum, fiecare, știți cum, de gustibus, nu disputandum. Nu știu, fiecare ce are în vedere când spune că nu-i place. Eu spun că foișorul respectiv, foișorul l-am făcut noi. Arată foarte bine și se pot oficia în aer liber, mai ales pe acest fond al pandemiei, se pot oficia anunți acolo. Spațiul verde pe care am încercat să-l delimităm și să-l cumva să creăm monolit unde sunt cei trei copaci, am creat o vegetație pe înălțime și celălalt spațiu verde l-am aranjat. Acum pavajul este pavaj, este un pavaj foarte frumos. Mie îmi place foarte mult. Nu știu la ce terasă se referă. Poate se referă la partea din parc, cea dincolo de din imediat. Nici mesajele nu au fost foarte specifice. Vecinătate, nu știu. Într-adevăr, a fost un disconfort în această vară creată de reamenajarea acelei zone, dar zic că zona arată foarte bine. Toate lucrările necesită și timp. Cam cât durează să reamenajați un parc complet? Sunt foarte mulți factori. Dacă vorbim, dacă trebuie să mai ducem pământ, dacă trebuie să degajăm parcul respectiv de resturi, de construcții, moloz și celelalte, dacă avem apa, avem posibilitatea să o tragem repede, dacă există copaci mari în acel spațiu, vă dați seama că tot proiectul de irigare se face ținând cont de fiecare obstacol de pe această suprafață. Dacă este un teren gol, nu am obstacole, putem să irigăm cum vrem noi. Dacă există obstacole, fiecare suprafață, pentru a fi acoperită toată suprafața, trebuie pus un număr mai mare de aspersoare, un număr mai mare de conducte și automat crește și volumul de muncă, crește și timpul de execuție. Plantarea propriu-zisă și așternerea covorului de gazon nu presupune un timp foarte îndelungat. Pregătirea terenului este foarte anevoiasă. Am înțeles. O altă persoană spunea că ar fi de bun augur să ne prezentați costurile de întreținere lunare ale acestor spații verzi pe care le creați. Sunt niște costuri mari? Nu, sunt mai mari decât erau înainte. Vă dau un exemplu. Dar înainte, pe acele zone creșteau vegetație înaltă, buruiană în special, care era cosită cu motocositor, cu fier, și necesita un număr, un timp îndelungat, adică manoperă foarte mare, pentru că erau mulți oameni care acționau acele cositori cu fir. Pentru cei care au cosit vreodată știu că nu este foarte comod să mânuiești acea motocositoare. Acum folosim utilaje profesioniste, avem pentru suprafețele mari de gazon tractorașe, mașini de tuns plane care au un randament net superior, adică da, într-o zi pot cu un tractoraș să tundem un hectar de gazon cu un singur om, un singur utilaj, pe când înainte pentru un hectar ne-ar fi trebuit 20 de motocoase, 20 de oameni și tot n-am fi reușit poate să facem suprafața respectivă. Știți? Adică pot părea la prima vedere costuri mari, dar nu sunt costuri mari. Mergeam cu cisterna să o dăm o suprafață de spațiu verde. Vă dați seama, cisterna, apă, l-a încărcat, ce presupune, șofer, și tot nu reușeam să facem o dare corespunzătoare, pentru că stăteai cu furtunul în mână și acum în zonele unde nu avem irigație, plat bani în special și alte zone, stăm și udăm cu cisterna. Dar când erau suprafețe foarte mari, una că nu reușeam să facem udarea respectivă. Automat nu exista spațiu verde. Nu vorbeam de costuri, vorbeam de costuri foarte mari și nici spațiu verde nu aveam. Acum vorbim de costuri, pentru că, să știți, costurile de întreținere n-au crescut. Au fost mai mult, au fost costuri de amenajare. Dar odată amenajate, ele se udă singure, adică nu mai intervin cu manoperă. Într-o zonă foarte mare, să spun, cum ar fi un parc cu expo cu doi oameni, nu mai am grijă, poate să-mi verifice aspersoarele sau să le mute trepiedele, dar în rest nu mai avem probleme legate de udat.
cum era înainte să merg cu o cisternă să ud toată suprafața aia de teren. Este absolut firesc să se investească în tehnologie, până la urmă acesta este viitorul. Prin calitatea crescută a spațiului verde, nu vorbim neapărat de costuri mari de întreținere. Dimpotrivă, putem vorbi de costuri mai mici de întreținere. Vorbim de costuri de amenajare, care și astea se amortizează într-un număr de ani și acel spațiu rămâne e viabil, rămâne frumos, rămâne ca o oază de frumusețe în oraș. Ce utilaje v-ați dori să mai achiziționați? Să știți că noi, în general, ne-am achiziționat utilajele. Avem o bază mare de utilaje, mă refer de mică mecanizare, pentru că în special despre acestea vorbim la nivelul spațiilor verzi. Avem un utilaj de repicat arbori și vom dori la anul să mai cumpărăm unul, poate chiar alt tip de mai mare capacitate. Și am dorit să mai luăm utilaje pentru tăiere arbori, pentru că sunt cele mai solicitate. Utilajele acestea nu sunt folosite numai la toaletare arbor, sunt folosite și la în cadrul sărbătorilor de iarnă, când amenajăm luminile sau tot parcursul anului apar solicitări din punctul acesta de vedere. Mașini ne-am dotat, avem o bază materială în regulă, spunem noi la raport. Am observat cu toții probabil că pe Esplanada Nicolina au fost montate acele panouri care au rol de barieră acustică, dar am și un mesaj pe care mi l-am notat. De ce s-a luat decizia montării la delimitarea cu gazonul și nu la delimitarea cu carosabilul? Astfel, spune persoana respectivă că se descurajau și eventualele traversări neregulamentare și opririle nepermise ale autoturismelor. Într-un fel, pare dreptate, nu? Au fost discuții legate de aspectul acesta. Barierele respective s-au pus atât cu scop antifonic, cât și cu scopul de a proteja copiii care erau în parc. Și s-a dorit limitarea acestora de a nu depăși granița, adică de a nu intra nici pe trotuar măcar, pentru că pe trotuar circulă biciclete, era pista, și de a fi tot timpul, eu știu, protejați. La copii ne-am gândit când s-au montat atunci aceste bariere la limita parcului. Cred că este cea mai înțeleaptă decizie, că nici acea pistă de biciclete pe trotuar nu e tocmai cea mai potrivită soluție. Dar automat, ieșind copilul din afara parcului, în spațiul trotuarului, deja pot, oamenii circulă, sunt grăbiți, pot să existe, eu știu, conflicte. Și am spus, ei stau în parc, se joacă, sunt părinți în parc, pe bancă, și automat iau și mai ușor sub control. Aveți în plan să mai montați astfel de panouri? Bineînțeles, sunt zonele în care se constată necesitatea lor, pentru că Esplanada, Nicolina, au fost și cerute foarte mult aceste panouri. Cum am montat și la Șahiști, știți că și la Șahiști, în Poduroș, avem o zonă care este protejată de panouri. Dacă se ajunge la concluzia că și alte zone aglomerate, unde stau oameni și există un zgomot, eu știu, foarte puternic, vor trebui protejate și acestea. Ce lucrări desfășurați în această perioadă în ce privește cimitirele? Pentru că la cimitire sunt lucrările de întreținere, exact lucrările pe care le facem și în oraș, același lucrările le facem și în cimitire, mă refer aici, curățenie, degajare de resturi vegetale, toaletări, arbori, pentru că în cimitire sunt arbori foarte bătrâni și în urma recentelor evenimente, furtuni, vânturi puternice, au și provocat distrugeri prin căderea de crengi groase, ramuri, și încercăm să limităm, pentru că sunt monumente, încercăm să limităm genul acesta de distrugeri. Avem o lucrare foarte frumoasă la care lucrăm acum. Este vorba de refacerea pavimentului la Eroi din 1916 în cimitirul Eternitate, că se face pavajul de granit și marmură. Și, în general, lucrările specifice, mai facem lucrări de amenajare și la solicitarea cetățenilor care doresc, plantăm flori, amenajăm morminte și lucrări de acest gen. Ne apropiem și de finalul emisiunii. Mai avem o întrebare pe Facebook. Cum ar trebui să arate o grădină modernă și cochetă?
cum sunt parcurile noastre. Ce ați observat? Că, pentru că știu că și persoane fizice vă solicită ajutorul. Avem foarte multe solicitări la ora actuală legate de amenajări pe spații private, în spații private, și vă pot spune că cei cu care am lucrat au fost mulțumiți de rezultatul obținut. Bineînțeles, la o grădină trebuie avut în vedere atât funcționalitatea, casa, amplasarea, ce ne oferă spațiul respectiv, cât și dorința proprietarului, pentru că noi putem veni cu sugestii, chiar câteodată cu sugestii imperative, pentru că învățăm și din punctul acesta de vedere să amenajăm o grădină, să amenajăm un spațiu din imediata vicinătatea noastră, a casei noastre. Cum a crescut acest domeniu în ultimii ani? Aducându-ne aminte de cum se petreceau lucrurile în urmă cu 20 de ani, pentru că ne-ați fi povestit. Cred că a crescut preocuparea pentru acest aspect și din partea societății civile și din partea autorității publice, în care s-a dorit totuși ieșirea din niște stereotipii moștenite și să încercăm altceva. Bine, acest altceva se face cu muncă, cu mult efort, dar sunt și rezultate care se văd. Timpul nostru s-a scurs și vă rog să le oferiți și o concluzie celor care ne-au urmărit azi. Ce le pot spune telespectatorilor noștri este să apeleze la noi de câte ori consideră că îi putem ajuta, sau atât cu sugestii cât și cu lucruri care nu funcționează neapărat foarte bine. Trebuie să fie conștienți că noi tot timpul ceea ce vrem să facem, vrem să facem și bun și frumos. Nu vrem să stricăm, nu vrem să creăm niciun fel de prejudiciu nimănui prin munca noastră. Să aibă încredere în noi și în lucrătorii noștri și să manifeste, eu știu, un pic mai mult spirit civic legat de tot ceea ce ne înconjoară și ceea ce este al nostru în final și trebuie să păstrăm. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ați povestit astăzi și vă așteptăm să reveniți să discutăm despre sărbătorile de iarnă. A fost alături de noi azi domnul inginer Laurențiu Ivan, directorul Societății Servicii Publice Iași, din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit până la final. Nu uitați să dați un like și un share acestei postări ca să ajungă mesajul la cât mai multă lume și, bineînțeles, să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. De la ora 15 urmează o nouă ediție moderată de colegul meu, Valentin Huțanu. Noi ne vedem mâine și, dacă este joi, avem emisiunea săptămânală cu părintele Calistrat Chifan de la ora 12:30. Așadar, toate bune până mâine!